Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rod. Astăzi voi face predicțiile pentru săptămâna care urmează, săptămâna 6-12 aprilie 2020. Voi face predicțiile pentru fiecare zi a săptămânii, deci de luni până duminică, cu cărțile de tarot, cu tarotul egiptean. Și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele pe care le-am pregătit aici, pietrele de cristal, piatra mov, piatra roz sau piatra albă, gândindu-vă așadar la săptămâna care urmează, la ce vă doriți de la această săptămână și să vedem ce vor spune cărțile de tarot. Și pentru început voi face etalarea pentru prima variantă, varianta piatrei mov. Ops, se grăbește. Spânzuratul. Vă trebuie mai multă răbdare și înțelepciune. Poate să va trebui să vă mai sacrificați din timp, din energie, sau va trebui să încercați să vă descurcați cu situațiile în care vă aflați cu mai multă răbdare și înțelepciune. Să vă folosiți abilitățile, ca să zic așa. Atenție la o femeie. La o femeie care pot apărea niște vești neplăcute, poate din cauza unei femei, sau atenție la provocări, la certuri și discuții. Că e posibil să aveți o persoană, o femeie care poate nu are, să zicem așa, toate țigurile pe casă. Dar ea este o femeie, în general, papesa este o femeie care vorbește despre o persoană care știe multe, deține multe secrete, care vă poate fi de ajutor dacă este o persoană cu un caracter bun, dar altfel poate să vă creeze neplăceri, depinde de caracterul ei. Dacă este o persoană cu un caracter prost, poate să fie vorba despre o femeie de monoravuri ușoare, spre exemplu, și atunci vă poate crea neplăceri. Luni va ieși carul, deci pentru luni veți avea o zi poate în care va trebui să luați inițiativa, să vă mișcați, sau va fi o zi în care veți dori să faceți multe lucruri, să le duceți până la capăt. Atenție la călătorii, atenție la certuri și discuții. Este o zi cu multe provocări. Există niște rivalități și va trebui să încercați să conduceți situația cum trebuie, să o gestionați cum trebuie, să vă puneți în valoare poate calitățile de lider, să luați fruire unei situații în mâini, ca să zicem așa. E posibil să aveți de-a face și cu străinătatea sau să primiți bani din străinătate, vești din străinătate. Din punct de vedere relațional, ziua poate să fie bună, în sensul că cu toate frecușurile care le aveți în relația de cuplu, veți reuși să vă înțelegeți. Pentru cei singuri, există șansa să cunoașteți pe cineva pe neașteptate. Profesional, aici contează foarte mult felul în care veți conduce voi situația. Puteți să fiți recompensați, puteți să aveți succes, să înaintați, dar depinde și de voi cum vă puneți în valoare calitățile de lider. Dacă doriți să studiați, este o zi bună în care puteți să începeți să studiați ceva. Iar cu banii puteți să primiți vești legate de bani, poate din străinătate, sau apar oportunități din străinătate. Și sănătatea, pare că nu aveți probleme, aveți mai multă energie pozitivă, dacă veți ști să vă echilibrați psihic și fizic, să zicem așa, să vă mențineți calmul. Marți aveți soarele, care îmi spune iară că este o zi plină de succes, plină de reușită, plină de realizări, puteți pe toate planurile ce trebuie să fiți voi, poate cu mai multă căldură umană, dar totuși să fiți atenți, să nu fiți nici prea fierbinți, ca să zic așa, ca să nu creați, să nu vă creați singur neplăceri și nici prea reci. Deci va trebui să vă mențineți un echilibru și în marți, dar soarele îmi spune că veți avea o zi plină de succes și reușită și relațional și din punct de vedere al afacerilor sau al banilor. Este o zi în care puteți să aveți o frumoasă întâlnire cu cineva care să poată să devină ceva important.
sau după într-o relație în care lucrurile au mers mai prost, să se întoarcă și soarele pe strada voastră, să zicem așa, să meargă lucrurile mai bine. Și pentru carieră este un moment mai bun, vă pot veni niște noutăți plăcute, să înaintați cu mai mult succes. Și câștigurile la fel, vă aveți o zi bună, de bunăstare, nu vă lipsesc banii, nu vă lipsesc oportunitățile și cu sănătatea veți fi mai plin de energie pozitivă. Miercuri mi apare magicianul, ceea ce îmi spune că veți avea la fel o zi plină de energie pozitivă, va trebui să vă puneți în valoare talentele, veți avea o zi în care practic veți jongla cu situațiile, vă veți descurca în orice situație, puteți începe din punct de vedere relațional o frumoasă prietenie cu cineva, sau, mă rog, un raport sentimental, puteți să vă îndrăgostiți pe neașteptate sau în relația de cuplu lucrurile să meargă mai bine, să devină mai serioase. Profesional puteți să aveți bune câștiguri, poate chiar să începeți ceva nou sau să începeți ceva, dar să studiați nou. Pentru unii pot să apară și contracte. Cu banii la fel va fi o zi bună și pentru investiții, o zi bună pentru a pune pe picioare o afacere, e o zi bună de câștiguri, ca să zic așa, și cu sănătatea. Mi apare că este o zi bună pentru că aveți multă energie pozitivă. Joi aveți forța, ceea ce îmi spune că veți avea la fel multă energie pozitivă, dar totuși trebuie să știți să vă controlați această energie. Este o zi în care puteți să întoarceți în favoarea voastră o situație, să închideți gura lumii, ca să zic așa. Trebuie să fiți voi mai determinați, mai ambițioși, mai organizați ca să câștigați. Este o zi bună din punct de vedere relațional pentru că aduce mai multă pasiune și chiar fidelitate. Nu ar trebui să vă îndoiți de fidelitatea partenerului dacă aveți un partener. Aveți mai multă energie, mai multă voință, poate, ca să faceți o relație pentru cei singuri. Din punct de vedere al muncii, aici pot să apară noi vești legate de profesie, o nouă șansă pentru un nou loc de muncă sau să vă înțelegeți mai bine cu colegii, cu șefii, să aveți succes, chiar dacă există și dificultăți la locul de muncă, în orice caz. Din punct de vedere al banilor, la fel, este o zi bună pentru bani. O zi în care situațiile vă sunt favorabile, se pot întoarce în favoarea voastră chiar niște situații sau veți avea nevoie să luați o decizie foarte rapid. Iar cu sănătatea aveți o energie pozitivă, deci puteți să stați bine din punct de vedere al sănătății, să aveți o mai bună rezistență fizică. Pentru vineri, va ieși aici nebunul, ceea ce îmi spune că este o zi în care puteți să primiți vești pe neașteptate, să o luați de la capăt, să plecați, să începeți ceva nou, să aveți mai mult chef de ducă sau chef să faceți ceva pe neașteptate. Apare, poate să faceți o alegere pe neașteptate. Lucrurile se pot întâmpla pe neașteptate vineri, da? Deci ceva nou poate să apară în viața voastră, dar atenție totuși la cum vă echilibrați energiile, pentru că poate să nu aveți prea multe exces și să nu vă enervați sau să nu aveți de-a face cu o persoană care e mai nebună, așa, care iese din schemă, care nu prea, poate să fie o persoană mai irresponsabilă sau voi să nu dați dovadă de irresponsabilitate, încercați să fiți mai maturi. Din punct de vedere al dragostei, aici în cartea vorbește despre faptul că puteți să aveți o nouă întâlnire cu cineva sau să cunoașteți pe cineva, dar cu care să nu fie o relație de lungă durată, ci mai degrabă să nu o luați prea, să o luați mai cu lejeritate această nouă cunoștință sau poate să fie vorba despre o aventură pentru cei care aveți deja o relație cu cineva. Din punct de vedere al muncii, poate să apară ceva nou, o propunere până neașteptate sau să începeți ceva nou, dar poate să fie și cu semnul riscului, o chestiune, poate vine o idee nebunească, spre exemplu, sau să apară ceva schimbări pe neașteptate legate de locul de muncă sau propuneri neașteptate legate de un locul de muncă. Cu banii, posibil să existe niște câștiguri pe neașteptate, să fie niște, să vă treziți că vă vin niște bani de undeva, așa, dintr-o dată, la care nu vă așteptați, o propunere să câștigați niște bani, etc. Iar cu sănătatea, trebuie să fiți atenți pentru ca să nu aveți probleme în sănătate, dacă aveți semnale că organismul vă deranjează ceva, vă simțiți rău sau ceva, trebuie să
faceți un control. Pentru alții poate să fie vorba că foarte rapid se pot vindeca de o problemă de sănătate pe care au avut-o. Pentru sâmbătă aici mi apare spânzurat, e un blocaj, ceva va trebui poate cumva să stați pe loc, să reflectați înainte de a acționa, să nu vă grăbiți, să vă sacrificați, poate va trebui să vă mai sacrificați din timpul vostru, din energia voastră sau din ideile voastre, din orgoliu, din mândrie. Din punctul de vedere al dragostei, poate să fie vorba că nu sunt sentimente împărtășite sau este o perioadă în care trebuie să mă așteptați ca să verificați niște situații legate de dragoste sau de persoana iubită la care v-ați gândit voi. Cu munca, cu serviciul aici, poate că va fi o perioadă în care va trebui să stați pe loc, să mă așteptați sau să nu vă așteptați la rezultate imediate sau să nu forțați lucrurile. Și cu banii la fel, poate să fie un blocaj pe moment, dar apoi lucrurile se vor reașeza bine. Aveți răbdare și fiți înțelepți, reflectați înainte de a acționa, nu vă hazardați în cheltuieli, să zic așa. Iar duminică mi-apare aici judecata, ceea ce îmi spune că duminică veți avea vești, vă vin niște vești pe neașteptate, poate sunteți căutați de cineva din trecutul vostru, luați legătura cu cineva din trecut, posibil pentru unii să fie și șansa unei împăcări cu cineva din trecut, sau să cunoașteți pe cineva pe neașteptate cu care să faceți o relație. Cu munca la fel se poate să primiți veștile pe care le așteptați să vă schimbați profesia sau să vă schimbați locul de muncă sau să vă fiți acceptați într-un nou loc de muncă. Puteți să obțineți rezultate bune și dacă studiați. Cu banii la fel e posibil să vă vină vești bune legate de bani. Apar noutăți în orice caz legate de bani. Pozitive și cu bani și cu sănătatea lucrurile parcă se rezolvă, încep să vă vină vești mai bune sau vă simțiți mai bine din punct de vedere al sănătății. Este practic o zi favorabilă care anunță practic că vine în viața voastră o perioadă mai pozitivă. Cam asta e ce văd pentru prima variantă, pentru varianta pietrei mou. Și să vedem și la varianta pietrei roz, să vedem la voi cum va fi, la ce vă puteți aștepta în săptămâna 6-12 aprilie. Aveți, se grăbește temperanța, va trebui să fiți mai calmi, mai temperați, mai echilibrați sau se temperează niște situații. Să vedem. Pentru luni, vă vin vești pe neașteptate, vă caută cineva, poate vă puteți împăca chiar cu cineva, există șanse, vă vin vești bune legate și de muncă, și de bani, da? Deblochează o situație, lucrurile încep să fie mai bine, pentru unii chiar puteți să semnați un contract. În orice caz, este o zi bună, cu vești bune, mai ales pentru cei care ați făcut lucruri bune până luni, să zicem așa, da? Pentru că judecata este ca o zi a judecății. Cei care au fost cinstiți, corecți, buni, trec cu bine. Ceilalți ar putea să primească vești total de diferite. Marți, la fel, este o zi foarte bună, a ieșit carul, are legătură cu drumurile, cu vești de la drum sau legate de călătorii, de profesie. Dar trebuie să fiți atenți și la rivalități și la certuri, pentru că aveți aici niște rivalități, aveți niște certuri, poate provocări. Deci încercați să gestionați bine situația, să țineți frâiele situației în mâini, să vă arătați calitățile de lider. Din punct de vedere relațional, posibil să vă cunoașteți, să cunoașteți sufletul pereche sau poate să meargă mai bine relația în care sunteți deja. Dacă sunteți singuri, vă puteți cunoaște pe cineva cu care să aveți o relație. Dacă sunteți într-o relație, atunci aveți șansa să vă îmbunătățiți relația cu toate discuțiile care sunt și problemele, dacă veți ști voi să gestionați situația și să nu răspundeți la provocări, la certuri. Și cu banii este o zi în care puteți avea de-a face cu bani primiți din străinătate sau câștigați prin intermediul străinătății sau a străinilor. Miercuri mi apare luna,
energia racului. Aici sunt niște energii puțin ciudate. Orică aveți o stare de exagerare, de visare, de nostalgie, de tristețe, de depresie. Ori aveți atenție la dușmănii, la lucruri ascunse, apar niște secrete, niște intrigi. Atenție la provocări, la certuri. Poate aveți de-a face cu familia, vă doriți să stați mai mult în familie, să vorbiți cu mama, să deveniți mamă sau să aveți mai multă grijă de copii. Sunteți mai creativi din punct de vedere al muncii, aveți mai multă inspirație și creativitate. Iar cu banii, lucrurile, atenție să nu exagerați, da? Pentru că aveți tendința de a exagera. Să nu exagerați la cheltuieli sau la vă face iluzii legate de bani, felul în care vă câștigați banii, etc. Joi apare împăratul, cartea împăratului, aici e influența unui berbec. Un bărbat va juca un rol important în viața voastră, vă poate sprijini, ajuta sau ceea ce veți face voi joi va fi pe o bază mai solidă dacă veți da dovadă de mai multă seriozitate și mai multă determinare. Posibil să aveți de-a face cu o persoană cu un caracter puternic, acum depinde de anturajul său, că poate să fie vorba despre o persoană care e bună, vă ajută, sau poate să fie vorba de o persoană egoistă și atunci vă poate crea neplăceri. Deci aici atenție. În general, cartea este pozitivă, din relațional vă poate face să aduce mai multă înțelegere cu soțul sau cu tatăl sau cu copii, bărbat sau puteți sprijini profesional, sprijini în partea unui bărbat sau material. Și cu sănătatea este o energie puternică, pozitivă, dar va trebui și voi să fiți mai echilibrați, mai cu picioarele pe pământ. Din punctul de, pentru vinerea mi-a apărut forța, ceea ce îmi spune că veți avea multă energie, trebuie să învățați să vă țineți sub control, să nu cedați impulsurilor de a fi prea agresiv, atenție la agresivitate, va trebui cumva să vă, o să aveți o zi în care puteți să întoarceți în favoarea voastră niște situații sau să închideți gura lumii, să aveți mai multă înțelegere cu partenerul, mai multă pasiune, mai multă fidelitate, deci nu ați avea motive practic să vă îndoiți de partenerul vostru. Încercați să fiți mai echilibrați pentru că aduce lucruri bune și profesional și financiar, posibilități de câștiguri, de a vă înțelege mai bine cu colegii, cu șefii, de a întoarce în favoarea voastră niște situații legate de profesie și bani. Pentru sâmbătă a apărut Papa, în cartea Marelui Preot, influența sfidătorului. Poate va fi o zi în care veți fi mai aplecați către religie, către mistic, sau veți avea de-a face cu un tatăl, cu un bărbat important care vă poate sprijini, sfătui sau avea o relație cu un bărbat, o întâlnire importantă cu un bărbat cu care puteți să faceți o relație bazată pe respect reciproc. Sau cu partenerul de viață lucrurile vor fi într-o, va fi o zi în care relația va fi mai, cu mai mult respect între voi, cu mai multă înțelegere. Aveți nevoie de mai multă înțelepciune în orice caz. Cartea Papa vorbește, Marele Preot vorbește despre înțelepciune, răbdare, da, deci mai multă moralitate, mai multă credință, fidelitate și va fi o zi foarte bună și profesional puteți să fiți sprijiniți de o autoritate sau de o persoană cu multă autoritate și financiar ca și din punctul de vedere relațional. Iar duminică aveți de-a face cu împărăteasa, o femeie, joacă un rol important în viața voastră sau voi vă veți demonstra calități de femeie, poate veți dori să studiați, împărăteasa este, vorbește despre inteligență, folosirea inteligenței și a calităților feminine în sensul bun. Dacă sunteți, dacă aveți de-a face cu o femeie, această femeie dacă are un caracter bun, un anturaj bun, atunci vă poate fi de folos, vă poate ajuta, învăța multe, vă poate sprijini. Este o femeie cu un caracter destul de puternic, femeie care conduce, dar dacă aveți de-a face cu o femeie cu un caracter prost, poate să fie vorba despre o femeie de moralitate bravuri ușoare și atunci vă poate crea neplăceri. Deci atenție cu această femeie în funcție și de mediul în care voi sunteți și ce anturaj are această persoană.
Pentru că, sau femeia aceasta, poate că va să fie vorba despre faptul, pentru cei care sunt bărbați, că veți cunoaște, dacă nu este chiar soția voastră, partenera voastră de viață sau mama, poate să fie vorba, sau, mă rog, soră, cineva din anturajul vostru, poate să fie vorba că veți cunoaște o femeie care vă poate deveni chiar soție, pentru că partea asta reprezintă și soția, mama copiilor. Și profesional, cartea vorbește despre succes. Deci, și la bani la fel, dar succes bazat pe intelect. Deci, câștigați bani, câștigați datorită inteligenței sau muncă făcută, nu e muncă fizică, este muncă cu ajutorul intelectului, muncă intelectuală. Este o carte favorabilă pentru cei care studiază. Cam asta e ce văd și pentru a doua variantă a pietrei roz. Și să vedem și la piatra albă, să vedem la voi cum va fi săptămâna 6-12 aprilie, la ce vă puteți aștepta. La voi este o zi în care, o săptămână în care se poate face dreptate într-o situație, să se întoarcă în favoarea voastră o situație, să aveți succes într-o cauză de proces sau, mă rog, într-o judecată, să aveți nevoie de mai multă înțelepciune și echilibru și veți avea mai multă, poate mai multă socializare, vă veți înțelege mai bine cu mai multă căldură umană, mai multă înțelegere cu ceilalți. Dacă veți da dovadă de corectitudine, de echilibru, de calm, de cinste, pentru că justiția, cartea justiției care a apărut, vorbește despre echilibru, despre pace, despre cinste, corectitudine, dreptate. Luni va ieși Marea Proteasă. Marea Proteasă, aici îmi spune că trebuie să dați dovadă poate de mai multă înțelepciune. Poate veți avea de-a face cu o femeie. O femeie care poate să fie o mamă, soție, prietenă, șefă, nu știu, dar atenție cu această femeie, pentru că ea, în general, este o femeie care vă poate fi de folos, de ajutor, dar are un caracter puțin, poate, mai ascuns, mai secretos sau deține ea niște secrete, are și o mare putere și o bună intuiție. Cartea vorbește despre o foarte bună intuiție. Bazați-vă pe intuiția voastră luni. Și cu această femeie, totuși, fiți atenți, pentru că depinde și de mediul ei, de caracterul ei, pentru că poate să fie o femeie care să vă ajute, să vă fie de folos în multe, să vă sprijine în ceea ce aveți voi de făcut luni, dar vă poate și crea neplăceri dacă are un caracter prost, dacă, poate, dacă nu este de moravuri înalte, să zic așa, de bune moravuri, da? Depinde de moralitatea ei. Din punct de vedere profesional, cartea îmi vorbește despre faptul că puteți să aveți succes reușită, dar vă trebuie mai mult calm, mai multă răbdare, mai multă înțelepciune, să nu forțați lucrurile. Și relațional, aici contează foarte mult pentru relația voastră o femeie. Ori relația voastră cu o femeie, ori o femeie care intervine în relația voastră, acum în sensul bun sau rău, depinde și după de situații. Și cu banii, la fel, această femeie vă poate fi de folos, vă poate împrumuta cu bani, spre exemplu, sau datorită unei femei puteți să câștigați niște bani, depinde de la situație la situație. Și cu sănătatea vorbește despre faptul că aveți puteri de vindecare, poate, de autovindecare, sau chiar voi puteți să ajutați pe alții să vindece, poate vă ocupați cu vindecarea, într-un fel sau altul. Sunteți persoane, m-am spus, și care aveți niște capacități mai deosebite, poate vă ocupați și cu ezoterismul, sau aveți avea de-a face cu o femeie care are astfel de capacități, da? Pentru că este o carte care vorbește multe despre înțelepciune, cunoaștere, intuiție, dar și răbdare care este necesară. Marți a apărut singuraticul, pusnicul. Aici aveți de-a face cu persoane care poate să fie, depinde și aici de caracterul acesteia, poate să fie vorba de un înțelept, dar poate să fie vorba și de o persoană care e mai aparte, așa, mai vagabondă, să zic, un vagabond, da, care rătăcește de colo-colo și caută drumul până și-l găsește. Da, depinde de anturajca. Aici trebuie să fiți foarte atenți la anturaj, ca și luni, de altfel, cu împărăteasa. Și marți, la fel, trebuie să fiți atenți la anturaj.
să fiți atenți să nu vă lăsați păcăliți de anturaj sau atenție cu partenerul, posibil pentru unii chiar să vă despărțiți de partener, să stați la distanță de partener sau să se răcească relațiile cu partenerul sau sunteți niște persoane singure, veți fi singuri luni, în marți. Abandonați, părăsiți sau voi vă veți retrage ca să vă reflectați asupra o situație. În orice caz, cartea vă cere să aveți înțelepciune, răbdare și să reflectați înainte de a lua o decizie, fie profesional, fie material, deci atenție cu cheltuielile, atenție cu investițiile, atenție cu ce propuneri vă aveți legate de un locul de muncă sau cu cine aveți de-a face la locul de muncă, atenție și la relațiile de interumane cu cine aveți de-a face, da? Pentru că am spus, depinde de anturaj, trebuie să fiți foarte atenți la anturaj. Miercuri, în schimb, a ieșit forța, ceea ce spune că veți avea mai multă energie pozitivă. Dacă veți fi mai determinați, mai organizați, mai ambițioși, puteți să aveți o zi de succes. Ceva se întoarce în favoarea voastră, reușiți cumva să vă deblocați, să puneți mai, să aveți mai multă înțelegere, poate în relația de cuplu, mai multă pasiune, mai multă fidelitate. Și profesional lucrurile încep să meargă mai bine, să vă înțelegeți mai bine cu partenerii, cu șefii, cu colegii, și material vă apar ocazii de câștig, să întoarce în favoarea voastră, să termine o situație negativă, să zic așa, vă vin vești legate bune, legate de bani, dar și voi trebuie să vă țineți sub control energiile, da? Deci trebuie să fiți echilibrați. Joi mi-apare Spânzuratul. Din nou, aici e o carte destul care la fel îmi vorbește de înțelepciune, să reflectați înainte de a lua o decizie, să nu forțați lucrurile. În relație, pentru cei care sunteți într-o relație, e posibil să nu aveți sentimente împărtășite, să fiți părăsiți, vi se blochează, sunteți blocați, nu reușiți să vă înțelegeți cu partenerul, nu reușiți să comunicați, da? Deci nu vă împărtășește sentimente, nu vă împărtășește opiniile. E o situație, deci, din punct de vedere relațional, care nu duce nicăieri. Aveți răbdare, nu forțați lucrurile, lăsați-le ce și bine, poate e din cazul să vă dați la o parte. E o carte care aduce și sacrificiu de sine, într-un fel sau altul. Cere sacrificiu această carte și înțelepciune și să reflectați înainte de a acționa și profesional și cu banii la fel și în orice aveți voi de făcut joi. Deci atenție la situațiile cu care vă confruntați, că nu trebuie să le forțați, nu trebuie să vă aruncați, să vă lăsați sub impulsul momentului, nu forțați nota. Vineri mi-a ieșit îndrăgostiți, ceea ce îmi spune că vă veți îndrăgosti sau veți avea de-a face cu mai multă armonie, dragoste, o vibrație a dragostei vineri, dar poate sunteți și puși în dificultatea alegerii, fie între dacă să vă alegi, să rămâneți cu partenerul sau nu, dacă să-l iertați sau nu, dacă să vă împăcați sau nu, sau posibil să aflați că partenerul vă înșală, că are pe altcineva, există și această posibilitate. La locul de muncă, pentru unii posibil să aveți o relație chiar la locul de muncă, există posibilitatea să fiți sprijiniți legat de persoana care de la locul de muncă, de cineva de la locul de muncă profesional sau material. Iar sâmbătă a apărut soarele, ceea ce îmi spune că veți avea succes. Este o zi foarte însorită pe toate planurile, să zic așa, și relațional, mai multă căldură, mai multă înțelegere, mai multă armonie. Șansa să aveți o întâlnire importantă, să cunoașteți pe cineva, șanse noi pentru profesie, pentru dragoste, pentru bani, să câștigați bani, să vă înțelegeți mai bine la locul de muncă, să aveți succes, recunoașterea meritelor la locul de muncă sau să vină vești legate de locul de muncă pozitive. Iar sâmbătă, duminică, Papa. Papa vorbește despre credință, despre religie, despre misticism. Poate sunteți mai aplecați către credință, poate vă duceți la biserică, poate. Este o zi în care se cere mai multă moralitate, mai multă credință, fidelitate, mai multă înțelepciune, răbdare. Să nu vă grăbiți, puteți să fiți sprijiniți de un bărbat, poate aveți de-a face cu tatăl sau cu un preot sau cu un mentor sau cu autoritatea statului care vă poate sprijini într-o situație. Vi se cere, am spus, răbdare și înțelepciune. Într-o relație sentimentală, poate pentru cei care sunteți într-o relație, relația este mai serioasă, bazată pe respect reciproc, este poate să aveți să fiți cu o persoană cu care puteți să deveniți o familie, să vă faceți o familie sau veți cunoaște o astfel de persoană.
aveți această posibilitate duminică sau profesional veți avea sprijinul unui bărbat sau financiar la fel, vă pot veni sfaturi bune din partea unui bărbat sau oportunități bune din partea unui bărbat, unei persoane influente. În orice caz, vi se cere să aveți mai multă răbdare și înțelepciune, să nu vă aruncați în cheltuieli, da, deci în discuții inutile, în polemici, ci să faci dați dovadă de răbdare, de calm și de mai multă moralitate. Cam asta e ce văd și pentru a treia variantă, pentru varianta pietrei albe. Așadar, va fi o săptămână interesantă, destul de frumoasă. N-au apărut lucruri urâte pentru săptămâna care urmează, deci o săptămână suficient de calmă și de liniștită și cu reușite chiar pentru mulți, pentru fiecare, de fapt. Tot ce se cere este să fie mai mult calm și mai multă înțelepciune. Și mai multă moralitate, pentru că e mai bine sunt cele mai bune sfaturi pe care le pot da cărțile de tarot pentru momentele pe care le trăim. Eu sper că v-au răspuns la întrebări aceste predicții, aceste talări și că veți avea o săptămână excelent din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Roșii. Dacă încă nu sunteți înscriși, vă invit să o faceți, lăsați-mi și feedback-ul vostru, mesajele, cum vedeți aceste talări. Și vă doresc în continuare o duminică plăcută și, bineînțeles, să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!